inedit aici la RXF între două fete foarte tinere, 18 ani pentru Tatiana Final Boss și adversara sa, Ruxandra Ailenei, are 21 de ani, deci este inedit acest meci. Vedem diferența de greutate dintre cele două. Tatiana are 115 kg, adversara sa 60 și a încasat o lovitură de dreapta Tatiana, care încearcă să se arunce peste adversara sa. Lovitură curtă trimisă de Ruxandra. Nu mai trage de păr. Da, s-au păruit un pic, da? Foarte simpatice amândouă, dacă se mă întreb pe mine, dincolo de meciul în sine. Nu, dacă stai să te uiți la meci, îți dai seama cine știe mai mult sportul ăsta. Este vorba despre luptătoarea din colțul roșu. Chiar dacă acum a proiectat-o pe adversarea sa, trăgând-o de păr. Astfel de meciuri vedeam încă o dată un procedeu 100% interzis. O ia de vechi, o ia de păr, la fel bine, la fel a făcut și Ruxandra Ailenei. S-a și smuls un smoc de păr, cred că acolo, uite, nu este proteza, dar cred că au și... A picat proteza, cred că au și smuls câteva fire de mâini cele două fete. Luptă. Erau meciuri inedite în Japonia, ne obișnuiau cei de acolo, văzându-l pe Akebono, spre exemplu, luptând cu luptători mult mai mici decât el, sau pe Butterbean, super greul din box, care se bătea cu un sportiv de 70 de kg, câțiva japonezi foarte mici. Iată, de această dată avem la București, la RXF, acest meci între Tatiana, colțul albastru, și adversara sa, Ruxandra Ailenei. Sigur, în foarte multe țări cu state grele în sporturile de luptă au fost organizate tot felul de show-uri și tot felul de meciuri. Iată că avem parte și aici în România de astfel de meciuri care până la urmă fac deliciul publicului, pentru că ce înseamnă competițiile, înseamnă și spectacolul sportiv. Da, și foarte bine. Și foarte mult trebuie apreciată Ruxandra Ailenei pentru faptul că a acceptat meci cu o adversară aproape dublu la kilograme, având o adversară față de ea, și faptul că o vedem stând la bătaie cu Tatiana, nu a făcut pasul înapoi, nu a fugit până acum. E de apreciat acest lucru și o luptă foarte bună pentru ea în acest moment. Ruxandra este conștientă de faptul că Tatiana nu are cu siguranță o condiție fizică fantastică, se și vede, și atunci cumva încearcă să o obosească și pe fond de oboseală să-și facă meciul. Dar o vedem acum pe Tatiana, care se duce, ține centrul puștii de data asta, și Ruxandra se retrage. Acum să vedem dacă din această deplasare nu se pierde din benzină. High kick, foarte bună lovitura. La meci nu abandonează, nu cedează. Ține brațele sus de această dată, a început cu brațele sus Tatiana, adversara sa cu o dreaptă foarte bună, încă o lovitură bună pentru ea, croșeul cu brațul din spate a intrat bine. Aici s-a blocat Tatiana, foarte bine Ruxandra cu acea lovitură din săritură cu piciorul din spate, încă o dată la capul adversarei. Deocamdată fără efect însă aceste lovituri. Bine, este posibil așa pas cu pas, picătură cu picătură, să se întâmple ceva damage acolo. Dar deocamdată Tatiana duce la bătaie. Da, și am văzut lovituri la ficatul Tatianei trimisă de adversara sa. În spatele nostru o galerie impresionantă. Tatiana are mulți fani, ceea ce înseamnă că este o persoană simpatică. Uite, tot ea este cea care merge înainte. Da, încearcă să găsească distanța prin care ar putea să lovească și ea. Adversara sa, clar, mult mai rapidă în execuție, mult mai tehnică. Da, însă Ruxandra, uite că nu mai atacă, ceea ce înseamnă că arată cumva că a pierdut din benzină și ea. Este adevărat, a lovit de multe ori pe Tatiana. Tatiana a dus la tăvăleală. Da, e momentul ăsta în care Ruxandra încearcă să o obosească pe adversara sa și să o surprindă probabil cu o lovitură. Da, s-a dus acum cu o frontală la corpul adversarei. O dreaptă în cap. Da, se vede aici pusul de viteză, de execuție și de tehnică, bineînțeles. Da, păcat că Tatiana nu reușește să-și folosească greutatea. Dacă ar reuși să o prindă pe Ruxandra, să o ducă la sol, cu siguranță acolo lucrurile poate ar fi altfel, având în vedere diferența de greutate, bineînțeles. Da, ea încearcă să se apere la cap, dar primește lovituri pe sub coate, pentru că n-a reușit să coboare garda. Aici poate ar fi avut Tatiana șansa ei să o prindă cumva într-un clinch pe adversară, să se ducă cu ea la podea. Oricum, pentru mine este o surpriză plăcută Tatiana, că uite, măcar două reprize a dus și a mers înainte, în ciuda loviturilor primite din partea Ruxandrei. Da, încearcă Ruxandra să o lovească cu picioarele din orice poziție. Vede că e superioară. Ruxandra se duce acum ca un toreador, știi? Da. Exact ca un toreador, iar Tatiana se duce după roșul tricoului Ruxandrei. Se mai oprește puțin, se mai întoarce, iarăși o mai martelează. Da, cred că încearcă și o lovitură surprinzătoare cumva cu piciorul din acea mișcare, dar acum lovește pe brațe, este prinsă de tricou și se încheie repriza a doua. Și multe dintre ele s-au dus la corp, pe sub coatele Tatianei. Este cu siguranță Ruxandra mai rapidă, are alonge bună. Lovește, pleacă, lovește, pleacă. Cu siguranță dacă era un meci 100% de box, această gardă atât de sus pe care o ține Tatiana ar fi ajutat-o mai mult. În schimb, adversara sa profită, Ruxandra profită și lovește la corp cu picioarele. Cel puțin asta a făcut în repriza a doua. Frontală cu piciorul din spate, stânga la cap. Dă-i și fugi. Sigur, este o joacă de șoarecele cu pisica. Pisica acum încearcă să prinde șoarecele, dar șoarecele vezi și tu că are viteză foarte mare. Și mai și lovește așa un pic cu coada. Nu reușește Tatiana, dacă ar avea viteză ceva mai mare să o prindă undeva pe peretele cuștii, ar fi o variantă, dar nu are viteză. În schimb, repet, pentru cei care se uită la televizor, poate nu știu că simplu fapt că stai acolo și mergi înainte în cușcă este destul de obositor, mai ales având în vedere greutatea Tatianei. Da, numai cine nu a încercat nu poate să-și dea seama. Foarte epuizant. Mai ales chiar și pentru luptătorii profesioniști. Vedem la meciurile profesioniste, fie că sunt de kickboxing, de MMA, de Thai box, vedem foarte mulți luptători care în repriza a treia nu reușesc să mai țină ritmul. Tatiana a fost un moment elnic ceva mai devreme, când ar fi putut să-i prindă piciorul Ruxandrei. Nu a făcut-o, n-a avut viteza suficientă. Dar asta ar trebui să facă, să prindă. Da, am văzut-o pe Ruxandra, o provoacă pe adversara sa, îi face semn să vină aproape, să o lovească, să o prindă în bărbie, dar... Tatiana se duce, dar Ruxandra pleacă. Exact. Probabil că vrea să o prindă descoperită și vedem că o prinde cu o stângă acum, după care a fost și o lovitură cu brațul drept, dar stânga a fost nepraznică în capul adversarei. Ruxandra a lovit foarte bine. Da, Tatiana nu înțelege că singura ei armă ar fi să fugă efectiv, dacă ar putea să o prindă pe Ruxandra într-un fel sau altul. Faptul că merge cu pași mici nu este suficient. Sigur că probabil de la colț Tatianei se dă indicație să facă flic-flac, cădere în șpagat, dar nu poate. Mai știi că erau desenele animate, când venea ursul la mare și sărea direct pe un iepure, pe ceva și... și acolo rămânea. Da, și mai rămâneau doar urechile afară. Știi, îl făcea afiș. Exact, eu de asta stau un pic cu teamă să nu fie făcut Yamato afiș dintr-o eventuală cădere a Tatianei peste el. Încearcă să pună presiune acum Tatiana pe adversara sa, să se apropie cumva, dar... Da, sunt ultimele secunde, cred că mai sunt 5 secunde sau nu, se încheie meciul. Alright, ladies and gentlemen, câștigător prin unanimitate. Let's give it up pentru colțul roșu, Ruxandra Ailenei.